Hei, eu, Catrina, din nou. Cum știți, am murit data trecută. Hai să mai încercăm un caracter. Da, e, da, e, om reuși să facem ceva. No. Hai să introducem aici ce ne a rămas din propunerile voastre încă, deci nu mă duc mai departe de atât. Ați zis așa, warrior, priest, mag și rog nu le mai bag, shaman, așa, și druid. Asta ne-a mai rămas din ce propuneri ați ales voi. No, hai să vedem. Așa, no, hai, da, da, druid? Mă, în sfârșit, o alegere bună. Adică cu druidul am mai jucat. E, e fine, e ok, super bine. No, hai să ne facem un druid. Create new character, hai să ne facem și un tauren. Druid. A cineva să poate face druid? Nu nu se poate face altcineva. Perfect. Tauren, it is skin color. Ce culoare dăm la văcuță? Ia ca așa albă cu peche maro. Așa e bine. Horns. Așa e bine. Culoare. Ori albe, ori negre. Le facem negre. Și părul. Stai să facem cu spatele, cum i-am obișnuit. Nu se schimbă nimic? <gătă -i> ok, ia ceva, ceva așa. Now, bon, name i Ka ah? accept. Katrinella it is. Once a nomadic people, the Toran roamed the endless plains of the Barrens, hunting the mighty Kodo. Scattered across the land, the wandering tribes were united only by their common hatred for their sworn enemy, the marauding centaur Seeking aid against the centaur, the great chieftain Cairn Bloodhoof befriended the savage orcs who had recently journeyed to Kalimdor. With the orc's help, Cairn and his tribe were able to drive back the centaur and claim the grasslands of Mulgore for their own. Upon the windswept mesa of Thunder Bluff, Cairn built a refuge for his people. Over time, the scattered tribes united under a single banner. Though the noble toran are peaceful in nature, the rites of the great hunt are venerated as the heart of their spiritual culture. As a tribesman of Mulgor, you must test your skills in the wild and prove yourself in the great hunt. No, Hai să luăm. ceva animăluțe pentru cărniță și pentru penie să-și facă ăștia haine. Tu ce îmi dai? Maica sa s-a dus să aducă apă și mă trimite după ea, că se pare că o pleca de ceva vreme. Și nu s-a mai întors, dar ce se întâmplă? Știți ce o să vă rog? În caz că v-a trecut prin gând să-mi trimiteți ceva pe vreunul dintre caracterele astea, mai târziu să spun, dar totuși spun. Nu-mi trimiteți nimic pe caracterele de hardcore, pentru că e foarte posibil să fie murit deja. Și atunci degeaba le trimiteți. Deci, nu trimiteți nimic. Mi-am făcut un caracter, totuși, care stă la mail, pentru că am avut experiența asta cu Rogu. Am șters caracterul de Catrinuș și mi-am făcut un alt caracter de Catrinuș și l-am pus să stea la un mail și în caz că am chestii, ca să nu le pierd, le trimit la Catrinuș și Catrinuș le păstrează. <laughs> și îmi trimit pe alte caractere dacă mă hotărăsc să fac ceva. Dar nu mă zic. Ce am luat? Am luat ceva de pus pe mine. Nici vorbă. Peine și carne. Eu nu știu de ce îmi vine să-mi fac tot așa alchimii cu herba. Iar dacă e un pic pierdere de timp, m-a ajutat de multe ori și m-a scăpat de capătul de moarte. <laughs> Chiar dacă avem heal îmi trebuie timp să-l castez. Și dacă mă și atacă mobii, cred că mai bine mi-ar fi dacă am și o poțiune la îndemână. Nu mai știu ce rasială am. Doamne feri. Total health increased? Și stanul. Bravo mie. Nu, am dat stana, Iurea, nu am bine. Nu mai bine, nu mai bine că avem și alte povești de povestit pe aici că suntem la Tauren, deci n-am mai fost nici prin... n-am mai fost prin zona asta. Questuri noi, ale alea, alea Cele, știți voi. Nu tăstăm și ne stresăm. Am eu sper că cu asta să ajung măcar la un 15 și că noi muri așa de repede, că măcar pot să-mi dau un heal când îi dă spăriet, ceva. Ar trebui să mă duc să o caut pe mama lui nenea ăla. Dă-i! Stai da, că am luat niște hands. Oh, waist, hands, waist. Foarte bine. Dă-i păstă gușe. Așa. Back, super. Mă duc până în sat la mine să vând toate prostiile astea care le-am aici. Cred că numai apa o să-mi o păstrez, restul tot le vând. Și după aia merem să o căutăm pe mama Lucela. Sper că e ok. E mai de două quest -uri. Iai. Trebuie să impresionez pe ăștia bătrâni de aici din sat și trebuie să l aduc ceva în piele de cugăr. Puma. Ceva în piele de puma. Și m-a trimis la trainer, care ia cinci în lui, să pare că... Ce vrei, mă? Zice să nu mă bazez pe night elf, că nu ne placem reciproc. Dar el o să mă învețe ce am de învățat. Interesant. Noi nu suntem prieteni. cu alianța cu night Elfie. Na, no, hai, să vedem yeah. ce mă înveți. Mark of the Wild, stai să mă duc să vând chestii și pe aia vin înapoi să mă înveți tă ce știi. Hai și fugim la neica. A, acum, învață-mă, Mark of the Wild. Vai, ce fericită sunt. A, așa, și no, amu, ce șmecheră -s. No, asta e cât o poțiune de aia cu ce fi. Ce? Stai, ăsta e 5, ăsta e 4, ăsta e doamna. Mă duc la doamna. Mă duc la doamna să văd ce face. Și cum m-a stat criticat pe drum, omorâm niște chestii pe aici. Chiar dacă sunt level mai mic, mă, dacă ne stau în drum. Și așa mai facem și niște bănuți în plus. Știți ce beau aici? Ceai de tei! Cred că v-am spus că mi-au adus mami ceai de tei. O cules tăi, săraca, și l-o lăsat la uscat și mi l-au adus direct într-o sticlă de plastic, e delicat. și <laughs> tot îmi fac ceai de tăiem. Mi-am luat și alte tipuri de ceaiuri să mai fac prin rotație. Ceea ce nu-i chiar rău. Ia, doamna, ce faci, doamna, acolo? De ce stai? Te că merem imediat la ea să o întrebăm ce... Ce beche și ai de nu mai vii? Să s-o Că nu mai are ulciorul de multe ori la apă. <laughs> ce drăguță -i. Zic că vin până aici să mă ajut, vai. Nu știu cum să traduc asta în română, dar nu, mi-a spus că sunt foarte drăguță. Dar expresia asta cu your keeper se folosește de mame, mai ales care au băieți și băieții să mă păstreze. Adică o femeie de păstrat, că sunt foarte drăguță. Dar știu oricum. <laughs> deci eu nu înțeleg poștia cumva e înțeleg. Deci doamna o zis că săraca odor picioarele și, și, nu mai ei, ca și când a fost tânără. dar să iau apa și să o duc eu până la camp. Și că și ăsta e un task care merită făcut ca să primesc aprecierea celor mai în vârstă din trib. Dar de ce viața mea să învârti în jurul lor? Deci ce trebuie ei să mă vadă că eu sunt capabilă? Totuși, ce ești tu, Hunter? Poftim! Mă bat aici lângă el, că e AFK, și poate aude că... <gângă> poate aude că se bate cineva lângă el și vine disperat. Ce cine mă bate acolo? Că toți mobis friendly! Să merem iar lângă el aici. Așa. Încă e level 1, săracul. Deci n-are de ce să plânge. Și când o să pot să mă transform? <gângă> Eu tot visez, mă, la toate prostile. Hei! Salut! Duce, mă bag în ceva peșteră, să-l omor pe un șef, că sunt război cu șeful ăsta și cu șatra lui. No, nu, nu-i bai. Ce hmm. să mă duc, am un test. The strength, right of strength. Și trebuie să mă duc la cineva să-mi facă testul ăsta. Probabil îmi dă alte chestii de făcut, să demonstrez eu cât de apreciată trebuie să fiu. Momentan nu-mi știe nimeni valoare. No, și acum cred că merem să omorâm puma și să le luăm chele. Stai că, că tot să aici, să vând ce am la mine, că fiecare loc contează, să știți. Tips and tricks! Sunt la al treilea caracter care nu a murit încă. <laughs> deci că nu știu ce achievement să faci level 2. Stai că 3. Să faci level 3 aici. Deci cât am supraviețuit cu caracterul ăsta. ai, 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 ai. ai. E că mă trimite și în peșteră. Aici e peștera. Până la level 5 mai am. Până atunci mai omor de ăștia care sunt inofensivi săracii. Da, am cresc level-ul măcar așa cu ei. Dieță. ăștia ceva struți. Uite, de -a -a și trebuie și eu de level 3. Puma. Noi asta că mi-au dat și ceva. Ia spuneți-mi voi mie. E curioasă, acum întreb. mele astea pică random. Sau pică random în funcție de ce caracter ai. Adică dacă ai un caracter care, de exemplu, portă leather, foarte rar îți pică letter. Dar în schimb îți pică cloth, îți pică mail. De-astea, dacă folosești staff, îți pică dagger, îți pică sword, axe, mace, numai ce străbăție nu. Am dreptate. Nu știu de ce am impresia asta. Și foarte rar îți pică ceva ce ai putea să folosești tu. Asta e probabil să-i încurajeze să joci cu ceilalți. Nu știu, e doar o teorie de-a mea. E un sentiment așa profund pe care... Stai, ce ești, druid? Bine. Am vrut să-i dau baful, asta am vrut să fac, să știți numai. Că cu magul nu m-am prins, că ar trebui să dau bafuri. Cu rogul n-am putut și acum cu druidul măcar să mai ajut lumea dacă tot pot chest. Nica mi-am schimbat roba, fii atent ce frumoasă sunt, cu un decolteu până la buric, dar sunt încă decentă, pentru că am blăniță. Să nu vă aud, să nu vă aud că mă criticați pentru alegerile mele cu privire la armura pe care o port. Salut! A, ăsta, îmi dă uh, testele pe care trebuie să le fac. Iar uh, light motivul, iar uh, trebuie să arăt cât de puternică și frumoasă și deșteaptă sunt. O pus pe mine Mark of the Wild între timp, nu știu de ce că-l avem și eu. Uh, și trebuie să omor, cred că porci dăia, porcelaș dăia cu spini pe spate și să, uite 12, trebuie să omor și să le aduc centură îmi vine să zic, dar nu-i centură, cureaua, așa. Să le aduc curele, probabil... Doamne. Deci, probabil dacă eu mor pe aia și le iau curelele, ăștia l-ar o să mai aibă cu ce să-și prindă pantalonii și nu vin fără pantaloni să-i atace pe, pe tribul ăsta meu. Deci, e o presupunere de-a mea, da? Nu trebuie să fie adevărată, dar eu așa simt. Eu pentru asta o să o fac. Și cred că trebuie să mă duc, da, tot aici și trebuie să intru să-l omor pe șeful lor. N-au cum s-o potrivit. Da, mai am de omorât aici pume. Imediat 4. Mai trebuie să omor una sau două de astea. Să fac patru. Și am făcut patru. Dar mai trebuie să omor cu gării Experiența asta de hardcore. Vai, nu vine să cred. Fii atent ce mi-o picat. Vai, dar mulțumesc. Gata. L-am luat, ea meu. Um, experiența asta de, de hardcore n-am mai avut-o niciodată și cred că v-am mai zis când jucam cu rogui e foarte interesant să simt cum rămân fără speranță în momentul în care văd că îmi scade viața tot mai mult și îmi dau seama că nu am cum să scap și mă enervez pe moment și mă supăr. Și trebuie să gestionez sentimentul ăsta să-mi da seama ce exact mă supără. Faptul că am murit, faptul că am pierdut, tot ce aveam și îmi trece. Într-o oră, două, de obicei îmi trece supărarea și după aia am vin iar cheful să mai încep un caracter. Știți că v-am zis că eu când eram mai mică, nu prea aveam uh, acces la nu știu ce jocuri pe calculator, dar și care le aveam, le jucam până, până. Și încercam să fiu cea mai bună și să fac scorul cel mai mare și... Unul dintre jocurile astea a fost Turbo Pizza. Dacă v-ați jucat vreodată. este a fost acum mai când am crescut un pic. Dar așa e mult mi-a plăcut că mie mi îmi place partea asta de time management. Așa de mult mi-a plăcut să mă joc Turbo Pizza. Și l-am jucat de atâtea ori. Că vroiam cât mai repede să îmi fac bănuți și să îmi renovez restaurantul și pentru asta am trebuia ca în fiecare level să fac expert. Și găseam modalități noi de a juca să fac expert. Și deja știam cine vine, când vine, că vineau aceiași customeri Și uneori știam deja cu ce să servesc, ce o să le trebuiască și atunci până să hotărau ei acolo, că au un pic de timp să se hotărască, eu deja le pregăteam comanda. no Și cam același lucru îl simt și aici, doar că aici pierzi tot. Nu poți să o iei de la capăt. Mi-ar fi plăcut să. dar probabil că nu e posibil. Dar dacă ar fi fost posibilitatea asta să rămâi cu același caracter, dar să-ți pună din nou la level 1. Dacă vrei. Că este acolo try again sau release spirit, dacă vrei să intri în. Și ar fi fost fain dacă dădea la try again, îți dădea posibilitatea să încerci cu același caracter. Că deja ești legat de caracterul ăsta și cu nume și cu toate și ar fi fost fain să poți să-l folosești același, chiar dacă își șterge tot, ca și cum îți dă un, un reset. Că e un pic cam anevoios să stăt fași pe caractere și după aia, de exemplu, la mine... Tati caracterele care au murit. În afară de Catrinuș, care v-am zis că am șters-o și am făcut una nouă. În afară de Catrinuș, toți caracterele sunt morte și stau acolo aiurea, mă cupoloc, loc în tab. Na. Am adus blănuri de la Puma. Cred că sunt niște purcelași care sălbatici, că îi sălbăticesc purcelașii cu spini pe spate. Și eu trebuie să mă duc să-i omor și să le aduc mâncare la coptii. Trebuie să le aduc botul și, cred că ceva, cărniță. Să le dea de mâncare la prunci. Nu, no, noi bai. Hai să mai vingem pe aici chestii. Dacă tot avem posibilitatea. Vai, dar ce avem noi aici? 3 silver. Domnul, ce mă vezi de 3 silver? Moonfire și rejuvenation. Da, mi ajută -ți. Și moonfire. Un fire, nu știu cum îi discurcăm. Hai să merem încet în coace. Level 4, level 4 și level 5, cred. Da, mă, înăuntru să-l omor pe ăla. Și aici am un quest. Da, găsă-l <laughs> am uitat că eu mai trebuie să omor de ăștia pe drum. Păi știți cum e? Deja am vini să mă duc înapoi acolo la pume, că știu că iau drop la bag de-astea de 6 de slot. Oare de ce-au făcut alea așa departe? Că mi să mă duc până acolo. Ia, da. că nu m-am în pică. Ia, na. Uite că am întâlnit și purcelașii ăștia, dar nu s-a agresiv... ba, s agresiv. Bine-o zis. Bine o Neica! Na, no, și trebuie să le iau năsucu. Unde ne ți-am luat năsucu? am voi nu dați baguri de-astea? N-ați mâncat pe nimeni care... <laughs> avea chestii la el. Mi-e așa ciudat că nu știu, parcă e foarte mare caracterul ăsta. Masiv. Trebuie să mă dau mai în spate. Dar mai mi-am uitat la un video drăguț. Mi l-a trimis cineva și un nenea care merge cu niște bani pe bicicletă și cineva întreabă Unde meri? Și zice, la jocuri! Și alt nenea de acolo își face o cruce și-o zis Să-ți dea Dumnezeu nimic! <laughs> Păi să știți că nu mă bag acolo în peșteră până nu fac level 5. Oricum nu mai trebuie mult. Și nici quest nu l-am gătat, deci suntem în regulă. Asta e peșteră? Că pare că este lumină la capătul celălalt. Ia, se poș. Cum dau ăștia? Am dat daci 4. Mm, nu s-a așa despăriet. I-am luat cureaua. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. De aici nu sunt purcelași. Mergem noi înapoi la purcelașii noștri. Ia, ce călduri sunt! Deci dacă mă simțiți moleșită, să știți că e aia. Mă mut în peșteră. Deci dacă nu mai postez, să știți că m-am mutat în peșteră și că n-am Wi-Fi. N-am internet, n-am nimic. Nu, 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 nu. Nu, nu ne oprim din postat. Că totuși avem o responsabilitate pe care o luăm în serios. O devenit o parte din viața mea de trei ani aproape fac lucrul ăsta. Parte din viața mea de zi cu zi. Să mă gândesc cum să mă organizez pentru videourile astea. Am văzut că sunt mulți youtuberi care renunță pentru că nu le mai aduce satisfacție. Probabil au ajuns în momentul în care <gântări> pot să câștige banii din YouTube și își dau seama cât de puțin vin. Eu încă nici n-am ajuns la nivelul ăla, din păcate, dar probabil își dau seama, păi am muncit, mă, doi ani unind și mai puțin fac, nu. Dar probabil îmi dau seama, bă, păi, am muncit atâta timp ca să-mi intre un leu pe lună sau ceva. Sau 10 lei. Nu știu. Um, sunt, dacă mă uit pe analytics alea, îmi apare și modul în care, ia, am făcut 5. Modul în care ați văzute videourile mele, adică dacă atinge numărul de vizualizări într-o anumită perioadă de timp, atunci zice că pui un video bun. Dacă nu, zice că nu. Da, nu știu, nu mă deranjează. Încă nu mă deranjează. Nu știu dacă asta vine cu timpul, dar chiar nu mă deranjează sub nicio formă numerele. Nici nu prea mă uit la ele, sincer să fiu. Foarte rar. Mă uit la numărul de subscriber, e singurul lucru la care mă uit și mă bucur că mai crește numărul de subscriber. Deci mulțumesc frumos celor care dați subscribe și mă mai uit la statistica cu persoanele care se uită la mine, dar nu -mi vor să dea subscribe. La ea mă mai uit să văd că mai totuși. Acum stați să văd cum stau la momentul actual. Deci numai 40 și 5% din persoanele care mă urmăresc în mod regulat ori da subscribe. 55% din persoanele care mă urmăresc nu ori da subscribe. Și la asta mă mai uit să văd dacă se mai mișcă informațiile astea. Hai să vedem ce ne-o dat. Ne-o dat un chest bun. Na, no! Mă, nu mai a -a. avem rotiță pe noi. Hai să vindem ce avem. Bănuiesc că trainerul nu mă învață nimic. Bănuiesc. Clar. O să văd torn și red level 2. Bun. Practic am venit să vând tot ce aveam ca să pot să mă umplu iară de iteme. Când o mor pur și lași ăia. Ăsta de ce nu l-o luta nimeni? Oh! Nimeni însemnând, cred că tot eu. Că altfel nu vă dice. Ioi, <laughs> chiar mi acum mi-am dat seama că și ăștia ca și Drenai, au codo și codo să mișcă foarte griu, ca și mount. Dar nu ajung eu la 40, stați liniștiți. Nu e nicio supărare. <gântu -se> Încep să mă obișnuiesc cu gândul. <gântu -se> Important e drumul până la 60, nu faptul că am ajuns la 60. Și aia, da, aia mai puțin. Imediat fac 6. Dar uite, de asta mi-era dor cu rogul. Dă priveliște asta frumoasă, încântătoare chiar. Mă, lutează, mă. Eu tot mă duc. E curioasă care sunt persoanele care în continuu încearcă să ajungă la 60 pe hardcore. Caracterul lor. mie mi se pare că nu oricine e dispus să facă atâta muncă din nou și din nou și să moară iurea și să se streseze și să se frustreze și să poată să o ia din nou de la început. Mi se pare interesant. Mi-ar plăcea să știu dacă există un pattern. Ia! Yeah. Hello, dar și ăsta e self E mere druidul ăla. Inghi fuge la boss? Mă duc și eu pe lângă el. Nu-l ajut, dar mă duc și eu pe lângă el. Aici trebuie să fie și bosulică. Sper să nu vină bosulică, nu vine. Sunt dacă o să-l ia ăsta pe bosulică. l o luat fără milă. Hai că boșii oricum își dau, repede, revive. Apar mă! Apar repede înapoi! Uite-l! Nu mă bine! A bine că bossul de la Brog nu a apărut repede. M-a pus într-o dificultate nemai văzută și mai pomenită. Lăsăm ăsta al nostru acolo să omoare toți pe ne băgăm și noi în peșteră. Bă, dar ăștia nu vor să dea de-astea cinturi, de-astea curele. Curele, bune. Ce s-a întâmplat? oh, mi-o dat rezist. Nu mai tă da cu prostii de alea după mine, halo. Mi-am dat A, oh, rezist a doua oară, bă. Deci, pe ăsta pot să-l cu bota. Așa a fost el conceput. Numai să știți și voi. Trebuie să iau rapid ăsta până nu apar iară ăștia doi. Ai o dată, ia -l! Gata, am plecat. O a apărut? O iarăși din nou? Da, sigur. Un pic în alt loc. Da, tăia doi ăs. Ia să facem noi cu asta ăsta. Dacă nu-l citește, nici eu nu-l citesc. No. Bine? No. Attack on camp. Se pare că e ceva... Cred că am luat ceva hartă. Can't open quest log while in combat. Dice ce, doamne fer, nu pot să deschizi quest log-ul, doamne Da, am avut dreptate. De fapt, o hartă a purcelașilor ăstora anotată cu faptul că urmează să facă un atac major asupra taberei noastre. Da, mă, ăștia, voi nu aveți niște... Cum e și zice la, la genul ăsta de pauci? Ceva borsetă să-mi dați. Ia, așa, pe trebuie și mă duc acasă de aici. Da, păi încet, încet o ieși. A fost mai ușor când era și celălalt uh, player pe aici. Mm, ce să zic, și așa e bine. Ia, asta e player? Nu cred. Sper că nu. Deja începem să-i plâng de milă. Totuși nu l-am observat data trecută când am trecut pe aici. Calea de player parcă sunt mai albe. Cionchile. Nu, 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 ce am păcătuit. Am crezut că vine asta la mine. De urgență. Nu, no, bine, bine, eu trecut pe lângă mine s o făcut că nu mă vede. Nu, no, au oameni, ești ai nevoie la muncă. O, oh, cum să nu, cum să nu luăm, cum să nu. Ce țăpăm jos? Mâncare, nu ne trebuie mâncare. Important e să avem locuri pentru bagaje. Aș! Ia uite, cuvă! Hai și tu și te bata mă, cam am fericită. Uite, am două baguri deja. Nu trebuie și dau bani pe ele. Este 10 silver. Recomand taurenul ca cel mai bun caracter de început, indiferent ce clasă ți iei. Se pare că aici mai, mai pică baguri de astea, mai poți să faci un bănuț, ceva. E așa acolo, mai sunt ceva cionche. Și îmi plac așa albastre, să știți că culoarea mea preferată e albastru. Nu știu de ce aveați nevoie să știți lucrul ăsta, da? Ai, am știți! Deci și cu druidul mere bine până acum, nu mă plâng. Da, cred că cu orice caracter până la level 6 crești fără probleme. Nu mai trebuie încă o curea. Ca după aia ăștia să nu mai aibă curele, să le pice pantalonii și să nu mai vină să ne atace. Exact cum am spus. Eu încă susțin că ăsta, e, ăsta era planul. Eu nu, 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 nu. Ăsta ce face? Vine la mine? No, hai dacă tot vii. Stai și te uită. Oi, pe drum încolo trebuie să fac șase. așa -i? Păi și nu mai bine stau și eu mor pe aici, de ăștia. Până la șase. Ba, facem așa. Morăm de ăștia până la level 6, oricum nu mai trebuie mulți. Și după aia nu mai merem acasă. Mă bucur că ăștia nu fug. Când dau viață puțină, nu se ia la fugă. Sunt chiar curajoși. Dar auzi, dacă tot vă omor, mai dați vă rog un bag. Mulțumesc. Și două ar fi ideal. Dea unul măcar. Și unul mi au eu, no. Unul mi iau eu de banii mei, chiar dacă mi-au -mi pitat de la gură. Și... <laughs> Beau numai apă o săptămână. <laughs> Ia un bag din banii mei. Am făcut șase. Da, am un pe drum înapoi în în așa. Cât e unul? Așa și așa. așa. <laughs> am o căsuță mică. Așa, așa, așa. Ia asta, cum are curajul. Așa am omorât eu un caracter. Știți că v-am zis că mi-am făcut patru caractere. Și toți patru le-am omorât. Așa am omorât unul din el. Am zis, dar păi lasă ce? -i? Păi e ăsta unde nu ajunge nimeni. M-am dus două minute de lângă, lângă calculator pe când am venit înapoi. Try again. Or really spirit. Da, mulțumesc. Vă dați seama atunci ce nervi și ce dezamăgire profundă. A, las. Nu -am mai joc. Gata. Mai omorâm de dăștia care ne stau în drum. Să avem totuși un pic de avans. Purce la nu dau niște borsete. Voi nu aveți borsete, nu purtați borsete. E ultima modă, ați putea. e un hunter. Hunteric love bull. Așa o m pe fată și mi-a scris thank you. Eu dacă deja am săturat să tot mor mod de ăștia de pe drum. E greoi. Dar noi bai că merem și vingem tot ce nu ne treabă. Deci avem 4 silver. Hai să vinem. Avem 6 silver. Cineva e bogată? Bun, torns și ăsta la alt de level 2 și torns. Așa. No, așa da, așa da, așa mai mere. No, stai, stai, stai că am quest. L-am omorât pe neică la șeful urcelașilor. M-au lăudat. Cam atât. Nu mi-a mai zis e. Bătrânii satului ca -o, care o să fie mândri de mine. A zis că asta e o lecție pentru toți cei care mă irită <laughs> nu aia. <laughs> pentru toți cei care vor să atace. <laughs> uh, satul ăsta. i am adus aici la Neica, ăsta um, harta. No, au zis că o să cheme și pați din alt oraș să fac o armată până vin ăștia. Păi nu știu dacă mai vin pentru că le-am omorât șeful. Și le-am luat și curelele. Deci fără pantaloni, că nu le stau pantaloni pe ei, nu cred că vin. Deci te-am salvat din două perspective. Bun, și îmi dau un staff. Nu, no, mai am două teste de făcut. și că unul l-am făcut cu strength și a trebuit să omori purcela și mai am două de făcut și îmi dă ceva totem să-l duc la cineva, probabil din același motiv, să-mi dea testul ce am de făcut pentru următoarele teste. Dar ce e aici? Ce e aici, mă? Ce e aici? Astăzi mumii? Bă, nu ies că ăștia au murit sau ceva. Mumii că nu dorm. Da, da. Mere mai departe. Mi-am pus, mi am pus toiagul mai bun. Am primit un toiag. Pe pe drum încolo tot mai omor cât e unul. Ia uite-o puma. Îmi dai bag. Îmi dai uh, borseta ta. Te rog. ca să pare că tu ai borsetă. Nu mi-o dat. Zgârcito! Uită tu care te întinzi aici. Ai borsetă. Nici asta nu am avut. Zgârcito! da seama ce bucuros să eu pentru bagurile astea de șase slot. Eu care sunt cea mai zgârcită din tot universul ăsta. Eu acuz pumele astea de zgârcenie. Că nu dau bagul. Hei, mă duc încolo. Ai ceva de făcut? Deci, gagica asta are treburi de făcut, după cum puteți uita, este foarte ocupată să stea pe aici și o zis că nu are ea vreme să meargă, să ducă nu știu ce scrisoare, nu știu cu ea, așa că trebuie să mă duc să o duc eu. A noi scrisoare, e de fapt ceva gem de blănuri. Că ea, ea nu are timp, că ea are atâtea de făcut, atâtea și atâtea. Ce să-ți povestesc, doamna? No, ăștia aleargă, bă, nu fugiți de mine, că nu-i frumos ce face. uite mă că nu a murit ăsta care s ca urcat pe gheluț. No, cu tău, ce să zic? Stai să-mi pun și eu așe. Așa. să mai omor mobi, ca așa m-ați învățat. Să nu te apuci să fugi. Bravo. Hai să omorăm și un lup. Și mai este un lup. Și mai este încă un lup. Uite ce frumoasă e apa și verdeață, uite cum se mișcă ierburile când trec printre ele. Vada ce frumos este aici, nu mai vreau să plec niciodată. Numai să nu murim, asta e ideea. Nu cu druidul, eu zic că... Nu luăm questurile încă. Eu zic că cu druidul ne-o descurca un pic mai bine, sper. Doamne ajută! Ia, ți-am adus totemul să-mi dai testul. Nu, no, nu mi l-au dat automat, așa că îl lăsăm așa. Avem aici innkeeper? Da. Salut, inkeeper. I-am făcut casa și i-am adus la ăsta blănuri. Nu no, foarte bine o zis că blănurile respective sunt pe post de păturici. Și că ce s-a bucurat lumea care vine pe aici, că o să aibă cu ce să se învălească. Na bun, păi deocamdată ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru suportul vostru. Mă, ce faci cu mătura aia? Nu știu, mă duc mai în spate. dă pace. Așa. Vă mulțumesc foarte mult pentru suportul vostru. Mă bucur enorm că v-am pe aici. Mulțumesc zi, comentarii, like-uri. Nu uita să dați un subscribe dacă sunteți urmăritori să nu pierdeți următoarele videouri pe care le postez. Postez marți și vineri, ca de obicei. Să aveți niște zile minunate și până data viitoare, rămâneți cu mine! V-am pupat! Pa, pa!